Pacea Domnului Isus și binecuvântarea Lui să fie cu noi. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu mai departe în acea listă a lecțiilor profetice și sabatul acesta, începând de acum până mâine, vă voi invita la o altă lecție majoră pe care cuvântul lui Dumnezeu, a pus-o înaintea noastră și anume este lecția profetică în legătură cu împăratul Iosafat. Ceea ce aș vrea să vă propun este 2 Cronici, capitolul 20. În versetul 20, Iosafat pleacă la luptă cu celebra lui cuvântare pentru animarea oștirii, cuvântare care zice așa, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți izbuti. E mare lucru, frații mei, ca să pornești la o bătălie care n-are nimic de a face cu predica de la 11 la 12. Trebuie să recunoaștem că una este bătăliile din timpul săptămânii și alta este predica de la serviciu divin. E mare lucru să pornești într-o bătălie de felul acesta cu situații insurmontabile, zice aici fiul lui Moab, fiul lui Amon, maoniți, au pornit război împotriva lui Iosafat, a fost teribilă criza prin care a trecut și el pornește, iertați-mă, cu o predică. Um, o predică de felul pe care ați auzit-o aici, scurtă de tot, câteva rânduri, dar care cuprinde în ea una dintre cele mai serioase învățături posibile pe care un rege a adunat-o în viața lui. O repet, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi tari. Încredeți-vă în și lui și veți birui sau izbuti. Și în asta constă secretul oricărei biruințe din viața noastră, indiferent că este vorba de probleme sociale, personale, sau de altfel. Veți izbuti. Dacă să ajungem acolo, dragii mei, am un drum de făcut, pentru că Iosafat nu numai că ține predica asta extraordinară, dar în învoire cu tot poporul, spune versetul 21, a niște cântăreți îmbrăcați în podoabe sfinte, mergând înaintea oștirii, lăudând pe Domnul și zicând, lăudați pe Domnul, căci durarea lui ține în veac. Și dimineață, mâine, am dorit să ajungem la momentul acesta, rolul corului sfânt în luptele Domnului. Repet, corul sfânt. Rolul lui în luptele lui Dumnezeu. Dar pentru ca să ajungă acolo să înțeleg până la urmă ce înseamnă sfințenia, rolul nostru ca slujba în casa lui Dumnezeu, pentru că corul sfânt este o slujbă pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o exercite împreună cu biserica în serviciul de închinare. Pentru ca să ajungem aici, trebuie să înțelegem alte câteva lucruri. Și anume, nevoia de sfințenie. Și în seara asta aș dori să vă invit la o vorbire care ar putea să fie prea de tot. De fapt, așa am și intitulat-o. Vorbirea aceasta este prea de tot. Trăim într-o vreme în care lumea și noi pierdem rapid de tot unul dintre elementele fundamentale pe care Dumnezeu le-a pus în ființa umană. Și anume nevoia de sacru sau nevoia de sfințenie. Lumea mea nu mai are nevoie de sfințenie. Textul pe care vi vă invit să-l citim la început se găsește în Leviticul 10 cu 10 care spune voi trebuie să deosebiți ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Să deosebiți ce este necurat de ce este curat. Să puteți învăța pe copiii lui Israel legile pe care le-a dat domnul lui Moise. Principiul acesta, deosebirea dintre sfânt și nesfânt, curat și necurat, este o problemă majoră. Vă aduceți aminte, în întâlnirea noastră trecută am vorbit despre ideea de gard, ideea aceea de zid, care desparte două teritorii. De data aceasta, teritoriul sfânt de teritoriul nesfânt. Contextul în care citim versetul 10 din capitolul 10 este pedepsirea fiilor lui Aron. Asta e contextul. Nadab și Abihu fuseseră arși înaintea lui Dumnezeu în cortul întâlnirii. Eveniment la care nu ne prea place să ne gândim. Dumnezeu i-a spus lui Aron nici măcar să nu plângi după fiii tăi, pentru că aici nu este vorba de o rupere filială, aici este vorba de exercitarea unei justiții vis-a-vis -vis de sfânt și nesfânt. Și tu trebuie să fii de acord cu ceea ce Dumnezeu face. Cum, Doamne, să fiu de acord? Da. Păi sunt copiii mei, știu. Foarte dură situația asta. Trebuie să recunosc că mi-e ușor să vorbesc de ea în dreptul altora. Mi-e mult mai greu să vorbesc de ea dacă ar trebui să vorbesc în dreptul meu. Versetul 9 este categoric. Să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii. Din ce cauză? Ce se întâmplă cu cineva care consumă alcool? Mulțumesc, asta e ideea. Încurcă lucrurile. Încurcă ce este sfânt cu ceea ce este nesfânt. Acel element de maximă sensibilitate care trebuie să caracterizeze poporul lui Dumnezeu dispare. Despre Babilon se spune că a îmbătat toate neamurile cu vinul ei. Este lucrarea Babilonului aceea de a încurca lucrurile sfântul cu nesfântul. Um. Un al doilea text la care aș vrea să vă invit se găsește în 1 Regi, capitolul 18. Și este vorba de Ilie. Și când vorbește Ilie, el zice în versetele 21 și 22, Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu și aici el spune dacă Iahve este Elohim și face clar la Dumnezeu, trimiterea la Dumnezeul poporului Israel, deci dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el. Dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Sigur. Problema lui Ilie este faptul că, zice el, poporul dăduse la o parte linia de demarcație sau gardul între Baal și Jehova și fără gard, fără linie de demarcație, poporul începuse să se închine și, și, și lui Bal, și lui Jehova. Ilie este foarte atent la modul în care vorbește. El spune poporului până când vreți. Voi nu șchiopătați din greșeală. Voi vreți să șchiopătați. Este decizia deliberată a voastră să șchiopătați de amândouă picioarele. Întrebarea care se naște de aici este, vă place? Ăsta este modul vostru de existență, așa vreți voi să mergeți mai departe? Ăsta este Ilie. Când pun cele două texte la o, împreună, adică Leviticul 10 și întâi împărați 18, observ că se vorbește despre același lucru. Intenția lui Dumnezeu este ca poporul său să deosebească ce este sfânt de ce este nesfânt, și există o tradiție în lumea și în cultura nebiblică, tradiție care amestecă lucrurile. Amestecă pe Baal și pe Jehova, iar rezultatul este ce anume? Este o anume... Com... Nu, nu, nu mai confuzie, dar omului îi place... Să inventeze un alt fel de mers, mersul șchiopătat de amândouă picioarele. Și el spune că a merge șchiopătând de amândouă picioarele este noua modă. Câți dintre noi experimentăm noua modă? Cum facem? Contextul în care vorbește Ilie este contextul regelui Ahab. Știu dacă ați observat ce se întâmplă cu Ahab. Capitolul 16 din Împărați vorbește despre Ahab. De domnia lui, în felul următor. De la versetul 32. A ridicat un altar lui Baal, în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria, a făcut un idol Astarteiei, Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, ca să mânie pe Domnul Dumnezeu lui Israel. Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarăși Rihonul. Până în momentul ăsta, toți oamenii nu se răcont de, de un anumit blestem pe care îl rostise cine? Cine a zis să nu mai fie ierihonul niciodată construit? Poftiți? Cel care a dărâmat ierihonul? Sigur că da. Cel care a dărâmat ierihonul a spus să nu se mai construiască. Prorocii vechi. Oamenii au ținut cont de locul ăsta și au zis locul ăsta este blestemat, ăsta nu poate să fie rezidit. Până când, pe vremea lui Ahab, a venit Hillel și a zis uh, Chiel. Și a zis dar ce mare loc? cine mai ține cont de blestemul ăla de acum câteva sute de ani? Să fim serioși, este vremea schimbării. Și a zis uh, nu. No. Cuvântul lui Dumnezeu poate că a fost bun pentru o generație, pentru două, dar nu pentru vreo cinci generații. Și a zidit Ierihon. Numai că textul spune că s-a împlinit exact. Exact cuvântul lui Dumnezeu. Cei care citiseră blestemul, Iosua 6 cu 26, cei ce au citit blestemul și-au adus aminte exact atunci se zisese, i-a pus temeliele cu prețul lui Abiram, întâi lui născut, și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui. După cuvântul pe care îl spusese domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Frații mei, există vremuri în care puterea cuvântului lui Dumnezeu sau puterea sfințeniei sau puterea sacrului se pare că se pierd. Și în condițiile astea de pierdere a sacrului apar alte valori despre apariția asta a noilor valori. Aș dori să vorbim puțin și aș dori să vorbim în contextul în care ne identificăm pe noi. Pe vremea lui Ilie, am o întrebare pentru noi toți, cât de aproape era cărarea lui Baal de cărarea lui Jehova? Cât de aproape? Poftiți? Atât de aproape încât puteai să mergi pe amândouă. Atât de aproape. E bine sau e rău? Oricât de aproape ar fi, dacă sunt bine delimitate, nu e o problemă. Nu e o problemă. Întotdeauna, întotdeauna, Satan a dorit să vină cu varianta lui cât mai aproape de sfințenia lui Dumnezeu și de adevărul lui Dumnezeu. Cât mai aproape. În asta constă, de fapt, provocarea sau ispita. Soluția este însă să funcționeze linia de demarcație. Cu alte cuvinte, gardul. Ceea ce făcea poporul evreu în vremea respectivă era că știa că nu e bine, știa că e rău și cu toate acestea dorea să meargă și pe o parte, pe cealaltă. A fost o vreme când lucrurile erau așa, adică, cum să vă spun eu, era demarcație, dar în același timp prezența lui Dumnezeu și sacrul se intrau în conflict aproape la fiecare lucru al vieții noastre. Mi-aduc aminte. Am mai spus lucrul ăsta și cred că merită să fie amintit. Părinții noștri, în momentul în care puneau prugul în blazdă, în momentul acela începeau aratul cu rugăciune. De ce se rugau? De ce se rugau? aveau în mintea lor, aveau în modul lor de a gândi cumva că Dumnezeu nu-i departe, că Dumnezeu i aproape, că Dumnezeu se amestecă în semănatul și în seceratul lor, că îi puneau sămânța în pământ, dar o lăsau după aceea în mâna cui? Și că ploaia și vântul nu erau niște fenomene naturale, care pur și simplu să vină la voia întâmplării datorită faptului că există niște legi uh, ale naturii care funcționează după cum vor ele. Nu. Și ei veneau și spuneau, Doamne, noi sfârtecăm Pământul, dar dă tu viață. Era acolo Sfințenie sau nu. Era sau nu? Ziceți. Era. Putea să nu fie. Pe vremea lor, nu. Pe vremea mea, se poate. Simplu. Nimeni în vremurile vechi nu fugea de nebun să prinde o minge. Nimeni. Astăzi numim fotbal sau orice altceva. Pe vremuri însă, la marile olimpiade, când se arunca discul, sulița sau ce vreți dumneavoastră, se arunca în numele unui zeu. Performanțele se făceau datorită prezenței divine în viața omului. Astăzi, cine se mai gândește la un meci de fotbal sau de altceva, la Dumnezeu? Sau la vreun zeu? Cine? Nimeni nu se mai gândește, sigur că da, până când astă vară la Paris, am fost învățați din nou cultura Cultura ne-a învățat din nou, cultura noastră, că noi zicem că fugim pentru nimeni, dar în realitate lucrurile nu sunt chiar așa. Realitatea aia veche în care olimpiadele se făceau în numele zeilor a reapărut. Și ne-a adus aminte de faptul că nimic nu se întâmplă pe pământul ăsta așa doar de dragul de a se întâmpla. Alte exemple? Sunt șosele, sunt drumuri, se circulă în toate direcțiile. Din ce în ce mai mult. Secolul nostru este un secol al călătoriilor. Mai de mult, exista o geografie sacră. Nu știu dacă v-ați gândit la asta. În țara românească, spre exemplu, cultura ortodoxă nu face altceva decât împarte pur și simplu țara, geografia țării, o împarte în zone de influență și construiește biserici, mănăstiri în locurile mai puștii, la întretăierea drumurilor se pun troițe, casele au candele și așa mai departe, în așa fel încât toată suprafața să se acopere de ce? De noțiunea sacrului. Nu vreau să discut acum și să întrebăm dacă e bine sau nu. Eu, eu vorbesc doar despre un gând. Vremurile vechi se ocupau cu sfințenia. Vreau să vă întreb, de când am pierdut noțiunea de sfințenie? De când? Știți? La început a fost. Așa cum era pe vremea lui Ilie. Sacru și profanitatea erau foarte aproape. De fapt, ce e profanitatea? Ce este sacru? Sacrul este un loc unde se manifestă cine? Dumnezeu, divinul. Ce este profanul? Este un loc unde se manifestă un idol. Ce e un idol? Poftiți? A Poate să fie un nimic, așa cum spune Pavel, poate că merită să discutăm și lucrul ăsta, dar este un Dumnezeu fals care nu există și care cere și el zona lui de sacru. Și atunci, acolo unde este Dumnezeul adevărat, este sacru și unde este Dumnezeul fals sau idolul, este profanul. De acolo vine ideea de profanitate. Când cineva vorbește profanități, ce înseamnă? Ce, cu alte cuvinte, ce face? în jură, hulește, împotriva lui Dumnezeu. De acolo vine ideea de profanitate. Ei, mă întorc. Pe vremea lui Ilie, sacrul și profanul erau una lângă cealaltă. Cu alte cuvinte, omul trebuia să știe, zona asta este sacră, zona cealaltă este profană. Și stătea acolo unde îi plăcea. Intra în zona profană și stătea cu idolul. Sau cu Dumnezeul fals, intra în zona sacră și stătea cu Dumnezeul adevărat. Era clar pentru ei lucrul ăsta. Până într-o vreme. Vremea când a apărut al treilea lucru. Al treilea lucru. Până vom vorbi de lucrul ăsta al treilea. Aș vrea să mă întorc puțin la vremea lui Ahab. Ilie spune, băi, oameni buni, nu mai mergeți și cu Jehova și cu Baal? Cum numiți dumneavoastră treaba asta când cineva merge și cu Dumnezeu și cu Baal? Cum numiți lucrul ăsta? Povrim? Duplicitate. Cum îl mai numiți? În limbaj așa mai modern se numește sincretism. Este reflexul la și-și. Și cu Dumnezeu. Și cu Satan. Și cu Dumnezeu, și cu Mamona. Și cu Jehova, și cu Bal. Și-și. Și ăsta -și. Și este sincretism. care e problema aici? Omul care merge cu și-și, el zice așa. Păi e adevărat că mai slujesc și lui Bal. Da. Nici pe Dumnezeu nu-l părăsesc. Uite că îi slujește lui Dumnezeu. Și așteaptă ca faptul că slujește lui Dumnezeu să compenseze pentru faptul că din când în când slujește și lui Bal. Astfel încât ei ajung la concluzia că binele sau închinarea la adevăratul Dumnezeu oarecum compensează celelalte lucruri. Sincretismul asta vrea să facă. Sincretismul spune, cu binele noi reușim să îndulcim răul. Cu sfințenia noi reușim să îndulcim păcatul. Asta este un fel de a gândi. A ținut de vremea veche. Pe vremea lui Ilie, când mergeau și cu piciorul și într-o parte și într-alta, ei doreau să sfințească păcatul. Doreau să îndulcească amarul. Doreau lucrul ăsta. Și Ilie spune, aveți grijă că nu reușiți niciuna, nici alta. Veți șchiopăta de amândouă picioarele. Asta a fost atunci. Mă întorc la elementul 3. Deci, ai sfințenie de o parte, ai păcatul de cealaltă parte. Sincretismul este când se amestecă. Și unii cred că ar fi o variantă bună. Un alt element care apare este nici, nici. Adică sincretismul este și Dumnezeu și Satan, dar varianta modernă este nici Dumnezeu, nici Satan. Nu știu dacă m-ați înțeles, dar să vedeți cum e. Pe vremuri, când cineva se dea o roșie, se ruga ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Era lui Dumnezeu, da? Astăzi, când cineva pune o roșie, ce se întâmplă? Îi pune îngrășământ, mulțumesc. Nu mai e nici a lui Dumnezeu, nu mai e nici a lui. Dar e. Și apare o zonă de mijloc numit ră, numită în istorie zona neutrului. Nu e nici a lui Dumnezeu. Nu e nici a lui Satan. Roșia cuie. Acu' e roșia. E a mea. Asta e marea problemă. Și încet, încet, a apărut o zonă în care nu este nici păcat, nici sfințenie, dar este o zonă în care mă simt bine eu. E zona mea. La început a fost foarte mică. Cu cât timpul a trecut, zona aceasta s-a mărit. S-a mărit din ce în ce mai mult. O numim până în ziua de astăzi umanism. În cadrul umanismului nu există nici sfințenie, nu există nici păcat. În cadrul umanismului sunt lucruri necesare, este o normalitate care aparține ființei umane. Și ființa umană o definește, ea definește. Da? Ființa umană stabilește ce e muzică bună. Ființa umană stabilește ce este un film bun astăzi. Nu, noi nu mai, nu mai avem probleme de sfințenie și de păcat. Astăzi avem probleme de necesitate. Stai să vedem că e necesar. Până și minciuna este trecută uneori în zona aceasta. Ea este albită. Minciuna albă, da? Ea este albită. Nu mai este cu lucrurile acelea negative. Este cu lucrurile pozitive. Minți pentru ca să iasă bine. Și așa mai departe. Spuneam înainte, era o geografie sacră. Oamenii aveau preocuparea pentru așa ceva existau orașe care purtau nume sfinte. Spre exemplu, San Bernardino. Da? Sfântul Bernardino. E aici la noi. În România era Sfântul Gheorghe. Orașe care purtau nume de sfinți pentru că erau închinate cu ei. Sfântului respectiv. Era o geografie. Astăzi, cui sunt închinate orașele noastre? Pluj-Napoca, București, Târgu Neamț. Cui sunt închinate? Nu. No. Sunt ale noastre. N-au de face nici cu păcatul, nici cu neprihănirea, nici nu se pune problema. Am împins atât de mult și păcatul și neprihănirea, încât am mai rămas o fantă undeva la extremă, mai e puțină sfințenie și la extremă mai e puțin păcat. Din cauza asta, cei ce vorbesc de păcat și de sfințenie se numesc cum? Extremiști. Pentru că au de-a face cu lucrurile care sunt la extreme. Sunt atât de multe lucruri care sunt ale noastre, atât de puține lucruri care sunt ale lui Dumnezeu. Azi. Aceasta este noua stare de lucruri. Nu-i de mirare că până la urmă nu știm dacă biserica aia noastră s-o a lui Dumnezeu. Acu e. nu e mare lucru. Cultura. Acu e cultura. A noastră, așa este. Deși Apostolul Pavel în Filipeni 2 cu zice Dumnezeul lor este pântecele. Și nu știu dacă dumneavoastră observați sau suntem foarte atenți. Există o, sau cultura noastră este extrem de mult definită de așa numită poftă a noastră. Ideea noastră de consum, frica noastră de ziua de mâine, plăcerea noastră în legătură cu ce să mănânc sau cu ce să nu mănânc și așa mai departe. Toate lucrurile astea definesc cultura noastră. Iar Apostolul Pavel în Filipeni spune, capitolul 2, Dumnezeul lor este cele. Vreau să vă întreb, e Dumnezeu adevărat sau fals? E Dumnezeu adevărat sau idol? E fals, e idol. Cum am numit zona în care tronează sau patronează un idol? Cum am numit-o? Poftim? Profan. Din cauza asta, cultura noastră este profană. Pentru că ea subscrie la niște zei falși și unul dintre ei este Pântecele. Colosen 3, 5 și 6 spune, lăcomia este o închinare la. Idoli. Vreau să-mi spuneți, vă rog, ce este mai caracteristic culturii noastre de azi decât ideea aceasta de lăcomie furibundă? Și iată, că în timp ce noi zicem că cultura este a noastră, de fapt, noi am substituit idolii vechi de altă dată. cu umanismul nostru, care și el este un idol. Pântecele noastre, apucăturile noastre, gândirea noastră. Și avem impresia că cultura este neutră, avem impresia că ne putem mișca oricum în cultura noastră, încât am făcut din cultură o zonă neutră și nu ne mai recunoaștem propriile noastre idolatrii proprii noștri idoli, nu mai recunoaște. În mărturia anumită purtarea în casei lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, din Testimonii, volumul 5, câteva gânduri. De la sfințenia ce a fost atribuită sanctuarului pământesc, creștinii pot învăța cum ar trebui să privească locul în care Domnul se întâlnește cu poporul său. Ce este locul ăsta în care ne întâlnim cu Dumnezeu? este amintirea sanctuarului de altă dată. Prin ce anume se definea în mod special sanctuarul de altă dată? Ideea de sfințenie. faceți mi un loc sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Asta este tot. Asta e definiția sanctuarului. E biserica mea locul sfânt? a avut loc o mare schimbare și nu spre mai bine ci spre mai rău în obiceiurile și deprinderile oamenilor în legătură cu închinarea religioasă. Lucrurile prețioase, sfinte, care ne leagă de Dumnezeu, își pierd foarte repede controlul asupra minții, asupra inimii noastre și sunt coborute la nivelul lucrurilor obișnuite. Ce înseamnă lucru obișnuit? Lucru ordinar este zona aia a noastră, fără păcat și fără sfințenie. Este zona unde ne ocupăm noi, zona care altădată nu exista, dar care acum există. Zona noastră. Profană? Câtă vreme există idol, da, profană. Și nu există nicio zonă în care Dumnezeu să nu existe, care să nu fie profană, adică fără idoli. Nu există. Care e marea problemă a zonei neutre? Care e marea problemă a zonei neutre? Ce, n-am voie? Uite așa, eu, e zona mea. Dumnezeu să se ducă puțin mai încolo, păcatul se ducă puțin mai încolo, eu am aici zona mea. Care e problema? Sigur, nu există neutralitate. E adevărat, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar care e problema? Dânsul spune că e profană. Dați-mi voie să zic așa. Marea problemă e lipsa de Dumnezeu. În momentul în care eu îmi creez o zonă neutră, eu simt nevoia să-L împing pe Dumnezeu într-o parte. Nu ar fi nicio problemă dacă aș simți nevoia să împing păcatul într-o parte. E ok să împing păcatul în toate părțile, numai să nu fie lângă mine. Nu, asta nu e o problemă. Sigur, nu se poate. Sigur, păcatul e lipit de mine. Nu asta e o problemă. Problema este când simt nevoia ca să-L împing și pe Dumnezeu departe. Problema este când simt că Dumnezeu mă sufocă. Problema este când simt că Dumnezeu îmi cere prea mult. Că se amestecă prea mult în toate treburile mele. Adică, frate, se amestecă și în muzică? Că asta este ceea ce vă provoc pentru ziua de mâine. Iosafat a mers la luptă nu cu oștirea ci cu corul. Respectul pe care oamenii l-au avut din vechime pentru sanctuarul în care se întâlneau cu Dumnezeu în cadrul serviciilor divine sfinte a dispărut în mare măsură. Cu toate acestea, Dumnezeu în persoană a poruncit tot ceea ce avea în legătură sau avea legătură cu serviciul său, înălțându-l cu mult mai presus de orice este de natură trecătoare. Pagina 491. Ca să poate face cea mai bună lucrare pentru a aduce laudă lui Dumnezeu, când se strâng la oaltă, oamenii trebuie să facă deosebire între ceea ce este sfânt, în ceea ce este obișnuit și de rând. Rețineți! Ca să facă cea mai bună lucrare când vor să aducă laudă lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să facă deosebire între ceea ce este sacru și profan între ceea ce este sfânt și dărând, dacă nu facem lucrul acesta. În zadar vrem să aducem laudă lui Dumnezeu, pentru că lauda nu funcționează. Un alt gând. Cei care au idei largi, gânduri și aspirații nobile, sunt aceia care se asociază, se adună la oaltă în ceea ce privește lucrurile de origine divină. Când ne aducem la o altă, când ne adunăm la o altă, când suntem împreună. Ar trebui să ne gândim la, cea, la ce ne strânge. Dacă ne adună gândurile sau lucrurile de origine divină sau sacră, sau ne adună economia, politica mașinile, casele, etc. De ce ne adunăm la oaltă? Fericiți sunt aceia care au un sanctuar, fie el mare sau modest, în oraș sau printre crestele munților, în coliba umilă sau în pustie. Dacă este tot ceea ce pot să aibă mai bun pentru Domnul, el va sfinți cu prezența sa și el va fi sfânt pentru Domnul oștirilor. Și acum vă rog să observați câteva lucruri scurte de tot și vom încheia. Vorbirea obișnuită. Șoapta și râsul n-ar trebui să fie îngăduite în casa de rugăciune, fie înainte, fie după serviciu divin. O evlavie fierbinte, activă, ar trebui să-i caracterizeze pe cei ce vin să se închine. Frații mei, există un soi de educație, de formație pe care, o, pe care îl face ideea de sacru și care este unic. În biserică, aici, în sanctuar, se învață tăcerea. Un copil care nu învață tăcerea aici, în biserică, nu va învăța să tacă niciodată. Sau cel puțin nu va învăța să tacă frumos. Nu va învăța să înlocuiască vorbirea de rând cu acea meditație profundă pe care numai în casa de rugăciune o poți învăța. Să nu. Să nu credeți că dacă lăsăm pe copiii noștri chiar să fie liberi oricum, lucrul acesta nu-și are repercursiunile lui pe termen lung. O societate care și-a pierdut biserica, și-a pierdut sanctuarul, și-a pierdut cele mai fundamentale reguli de educație. Cu toții pierdem mult din dulcea comuniune cu Dumnezeu prin neastâmpărul nostru neastâmpărul nostru. Prin faptul că nu încurajăm momente de rugăciune și meditație. Ar trebui să ne gândim bine la lucrul ăsta. Ține de educație. Un om care știe să mediteze, nu doar să tacă, să mediteze. Un om care știe să se roage, un om care știe să aprecieze momentele de intimitate cu Dumnezeu. Ține de educație avem de-a face cu un alt fel de om. Mă întristez adesea și sufer când intru în casă unde este adorat Dumnezeu și văd îmbrăcămintea dezordonată atât a bărbaților cât și a femeilor. Dacă inima și caracterul ar fi arătate prin înfățișarea exterioară, atunci cu certitudine că nimic ceresc nu ar putea să fie în ei. Ei nu au o adevărată idee cu privire la ordine, curățenie, un comportament plăcut pe care Dumnezeu le cere la toți cei ce vin în prezența Lui în închinare. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, unde e locul meu? Unde este neutru? Unde este? Se va produce o revoluție în viața noastră. Se va produce o revoluție noi înșine în momentul în care vom înțelege că suntem chemați astăzi să experimentăm frumusețea aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu nu numai la biserică. Să te poți întâlni cu Dumnezeu când pui o roșie. Să te poți întâlni cu, lui, cu Dumnezeu atunci când taci și când meditezi. Să te poți întâlni cu Dumnezeu în momentele de zarvă teribilă și de neastâmpăra lumii când tu poți să stai acolo și să ai un moment în care Dumnezeu să vină în viața ta. Să te învețe Dumnezeu să cânti, să te învețe Dumnezeu să te uiți, să privești, să te învețe Dumnezeu în fiecare clipă să stai în legătură cu El. Asta este ideea de sfințenie. Încă o dată. Și în muzică, și în vorbire, și în artă, și acolo unde ești tu pur și simplu, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Amin. În numele Domnului Isus. Haideți să concluzionăm cu ideea că a crede înseamnă a-L asculta. Și a-L asculta înseamnă să-L iubești pe Domnul Isus Hristos. Chiamă-ne, Părinte, la cuvântul Tău. Luminează-ne viața și ajută-ne să înțelegem că ești lângă noi în fiecare clipă a vieții și că sfințenia este pe cetluirea frumosului, a iubirii și a binecuvântării pe care numai Tu poți să o dai fiecăruia dintre noi. Ajută-ne, Părinte, să dorim să fim schimbați prin prezența și prin sfințenia Ta. Să fie în viața noastră Duhul Sfânt în fiecare clipă și să învățăm să trăim cerește. Într-o lume care a uitat de cer. Fă, Părinte, ca toate bucurile noastre să pornească din Tine. Liniștea, pacea, frumosul nostru să fie învățate de la Tine. Ajută-ne, Tată, ca zona în care existăm noi să fie o zonă în care Duhul Tău cel Sfânt și îngerii Tăi. Să fie prezenți în fiecare clipă și păzirea Cuvântului tău să fie prioritară în viața noastră. Și, Doamne, ajută-ne să facem deosebire între sfânt și nesfânt, între bine și rău, între păcat și neprihănire. Și ajută-ne să fim un popor sfânt pentru tine. În numele Domnului Isus te-am rugat. Amin.